La data de 25 februarie 2023, polițiștii au fost sesizați că persoane necunoscute ar fi pătruns în două locuințe situate în orașul Călimănești, de unde au sustras 25.000 de euro și un kilogram de aur, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300.000 de lei. După mai multe luni de investigații, polițiștii din cadrul Poliției orașului Călimănești, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București, au desfășurat o percheziție domiciliară în capitală, de unde au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri. Bucureșteanul care s-a trezit cu mascații la ușă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru furt calificat în formă continuată, într-un dosar deschis de procurorii din Brezoi. O altă familie din Călimănești, căreia hoții i-au furat în august 2022 suma de 20.000 de euro și două sticle cu băutură, așteaptă prinderea făptașului.